Seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Facem o seară, o serată muzicală aici la Azi în Brașov, la RTT. Invitatul meu este Laurent Cristian, solist de operă, operetă și romanțe. Bună seara, bine ai venit! Bine v-am găsit! Cum să zic, Laurent sau Cristian? Laurent. Laurent. Laurent Cristian. Așa. Laurent este un personaj cunoscut în lumea muzicală a Brașovului. În 2000, nu mai amintesc acum, mi-am notat aici, 2001 ai fondat corul de copii Unison, da. De care te-ai despărțit anul trecut, în 2014. Da. Da. Pe principiu ce e mult nu e bun, nu? Da. Nici în muzică nu e bine să... Trebuie să lași un pic. Colegul tău, George, a rămas acolo, se ocupă în continuare. Da. Operă? De ce o operă? Operă datorită romanței. Am înțeles. Deci operă, operetă și romanțe s-au ajuns toate cumva la romanțe. De fapt, totul a început cu romanța. Este un gen muzical, din păcate, uitat. În ultimii 26 de ani a dispărut. Eu știu că mai este la Târgoviște, mai un e festival la Târgoviște. Și unul la Brăila sau Galați, ceva pe la Amara, nu știu pe undeva. Ceva prin Baia Mare, am înțeles că da, ar mai fi, dar Castani, din păcate nu reușesc să depășească granițele Dâmboviței, granițele județului Satu Mare și așa mai departe. Eu îmi doresc să... renască romanța. Romanța să nu existe numai în Brașov. De aici vreau să fie nucleul, să fie germenul, să spun, care va crește și va răspândi romanța în toată România, din nou, cum era odată. Eu mi-aduc aminte, când eram copil, nu exista petrecere cum era odată, acum nici petreceri nu se mai fac în casele noastre, cum era odinioară, dacă mai ții minte, când eram mici, ne adunam în jurul, veneau rudele duminica sau sâmbăta, ne întâlneam cu toții, mâncare multă, băutură și spre sfârșitul petrecerii erau romanțe. Acum nu mai există, acum comunicăm prin Facebook, nu mai avem musafir, nu mai avem invitați în casă, nu mai intră nimeni în casă. Vreau să readuc romanța la viață. Și, de fapt, îmi dau seama acum, discutând cu tine, că provocarea e foarte mare. Vreau să o cunoască foarte mulți. De fapt, să o cunoască. Mulți nu o mai cunosc, că n-au de unde să o cunoască. Nu s-a mai auzit. Spune-mi dacă ai mai ascultat vreo romanță în ultimii 26 de ani. Îți spun cu sinceritate că am mai ascultat, dar adică nu a fost ceva urgent. Întâmplător. Am mai găsit un disc vechi, am vrut să văd dacă mai funcționează, am mai avut pe undeva niște înregistrări și îți spun și eu foarte sincer și deschis că și mie îmi plac romanțele și îmi plăceau și când eram mic să le ascult. E adevărat, dar noi am crescut cu ele, nu știu câți ani ai tu, dar eu am 42 și... 47. Așa. Deci am crescut cu acest gen. Nu neapărat că ne-a marcat. Pe tine poate te-a marcat. Pe mine nu m-a marcat, dar... Mie romanța mi este cunoscută. Probabil că vine din romance, din ceva denumire așa, romanțat, romanță, romanțat. Da, ceva așa ține de romantism. E da, frumos. Și romanța, există romanță și rusească, romanță ungurească, dar romanța românească este deosebită. Se leagă de un cuvânt românesc extraordinar, cuvântul dor. Cuvânt pur românesc. Încercați să traduceți în altă limbă, nu cred că veți găsi un alt cuvânt echivalent în altă limbă. 100%. 100%. A ceea ce înseamnă dor. Iar romanța românească este legată de dor. Ce mai vreau să-ți spun, toată lumea se gândește că romanța e un gen muzical foarte trist, ascult romanțe, cad în depresie, plâng... N-am chef să fiu trist, n-am chef să fiu supărat. Vreau să le spun că Ioana Radu, marea regină a romanței românești, spunea că romanța nu este o dramă. De aceea vă invit pe toți duminică, pe 22 noiembrie,
2015 la Opera Brașov să vedeți ce înseamnă de fapt romanța. Nu este tristă. Nu este tristă. E un gen muzical foarte, foarte plăcut. Nu se cădeți în depresie. Și oricum voi face spectacolul de așa natură încât să nu fie nici plictisitor, să fie plăcut și ochiului și auziului. Deci spectacolul meu va avea și decor, lumini, sonorizare, videoproiecție. Deci va fi un spectacol amplu. Deci un spectacol multimedia. Da, de fapt, da. Un gen care nu a mai fost pus în valoare în ultimii ani, în ultimii 10 de ani. Sunt foarte multe lucruri care în ăștia 26 de ani s-au pierdut și este pe undeva, lor, mie mi se pare normal să se pierdă, pentru că am stat în comunism, închiși în comunismul ăla cu porțile ferecate, atunci când am ieșit și am fugit în toate vânturile, da, în toate direcțiile, am pierdut, era imposibil să ne cadă ceva de prin buzunare. Și ne-am pierdut lucruri importante. Romanța și, poate fi unul și romanța s-a pierdut tot din cauza asta. Se spunea, deci apăruse după Revoluție zvonul că romanța fusese apanajul, adică fusese foarte iubită de soții Ceaușescu. Posibil. Dar e păcat că din cauza asta foarte mulți au renunțat să o mai asculte și vă spun sincer, nu a mai fost difuzată nici pe posturi de radio, nici pe posturi de televiziune, nicăieri n-am mai auzit. Nici măcar la România Actualități, care nicăieri, se zice că ar fi trebuit să țină genul. Nu. Și vă spun, promit tuturor și îmi promit mie, în primul rând, îi promit Ioanei Radu, de la care vreau să preiau romanța așa cum a lăsat-o, promit că voi renaște, voi face să renască genul, aduc la viață. Nu mă las până nu se va auzi de romanță pe toate posturile, FM, televiziuni, pe scene, oriunde. Sigur, greu, sunt convins. Care e chestia? Eu lucrez în radio din 93. Am început în 1993 la Radio Brașov. Și vreau să spun că, da, poate să aibă sens să difuzezi o romanță într-un context anume, dar fără ca respectiva piesă, respectiva melodie să fie parte integrantă a unui playlist uzual pentru un post de radio în FM. Îți spun sincer că îți doresc succes și eu sunt convins că vor fi posturi de radio în România care din când în când, dar repet, fără să fie playlist permanent sau heavy rotation, cum îi spuneam noi, o melodie care să se repete la nu știu câte ore sau la nu știu câte zile. Acolo va fi o problemă. Că vor fi programe de radio pe care tu, sau posturi de radio pe care tu o să le convingi să difuzeze o romanță într-un anumit context o dată de două ori pe săptămână, dar nu mai mult, nu cred că vei reuși mai mult. Bata. La cum știu eu posturile de radio comerciale din România? Știi de ce poate cred pe că... uite, acum le fac și reclamă, poate pe Magic FM, că ei au stilul ăsta. Da, știi de ce cred că voi reuși? Pentru că romanța e strict legată de dragoste, de iubire. Asta e nemuritoare, iubirea. Și toți oamenii sunt îndrăgostiți, toți oamenii trăiesc iubind. Iubirea înseamnă viață. Și sunt convins că ascultătorii dumneavoastră și ai televiziunii și ai radioului, toți iubesc și au nevoie de romanță. Vă voi convinge, vă rog, veniți duminică și veți vedea ce înseamnă romanța. Deci duminică pe 22 noiembrie de la ora 18 pentru cei care sunt îndrăgostiți de genul ăsta, dar n-au mai avut ocazia să asculte decât poate acasă, în intimitate, o romanță, două, cei care mai au viniluri în momentul de față și pick-up-uri. Pentru că nu cred că sunt romanțe, știi tu, poate nu știu eu, să fie romanțe înregistrate pe CD. Nu, eu nu am văzut nicăieri un CD de romanțe. Nu, nu. Iarăși, un lucru rău, prost, nu știu cum să-i zic mai bine, pentru că până la urmă și aici cred că e vina Electrecordului, mai există Electrecordul. Da, da. Electrecordul are o bază de date importantă și așa cum scot pe bandă rulantă, dar aici iarăși ține foarte mult de cumpărători, scot pe bandă rulantă chiciuri incredibile. Ei cred că nu se va vinde, că nu va merge, deci nu vor scoate bani. La asta mă gândesc. Și e normal, gândesc comercial, e normal să gândească așa. Ce s-a mai întâmplat cu romanța? Din păcate, așa cum mi-ai spus, mă aflu în... fața unei situații interesante. Am un mare avantaj, pentru că nimeni la ora actuală nu mai are curajul să cânte romanță sau o face într-un cerc restrâns la Târgoviște, la Baia Mare sau mai știu eu pe unde. Da, știu că există niște crizanteme despre da, deci nu mai există nimeni pe piață. Ăsta e marele avantaj. Dar marele dezavantaj pe care îl voi învinge cu siguranță și o demonstrez duminică,
este că publicul s-a pierdut. Deci nu mai am public. Nu mai există public de romanțe. Și vorba ta, trebuie să recâștig publicul care își mai aduce aminte de romanțe și să câștig, un public să-i nou. Câștig pe cei tineri. Și apropo de asta, vreau să spun că am avut o experiență foarte interesantă apropo de tineri. Sora mea are 30 de ani, deci o consider tânără. Și n-a prea auzit nici ea romanțe. Eu, făcând mult publicitate evenimentului de duminică, am postat și o romanță, o înregistrare cu mine. Și spune, băi, Cristi, hai să văd ce o face frate meu, ce o fi romanța asta, ce o însemnă. A ascultat-o odată, a lucrat la calculator, a mai stat ea pe Facebook și după aceea zice, măi, interesant, ia să mai ascult odată. Foarte mare importanță are interpretul. Deci romanța n-a murit datorită faptului că, într-adevăr, a fost ocolită, dar n-a murit datorită faptului că n-ar fi fost valoroasă. Că n-a mai preluat-o nimeni. Deci, efectiv, s-a degradat. N-a mai cântat-o nimeni cum trebuie. Mulți au încercat să o cânte, dar n-a mai cântat-o nimeni. Ioana Radu participa deseori în juriile de la Târgoviște, de la Crizantema de Aur. Și deci era... aveam eu ceva în cap, nu? Era corect. Da. Mi-a fost și frică să zic, bă, dacă era Crizantema de Aur, am ocolit, am zis, Crizantema da. De asta. Da. Și era oripilată când veneau cântăreți și făceau o arie de operă din romanță. Sunt solist de operă, într-adevăr, e o contradicție. Cine va veni duminică și cine mă ascultă va observa că nu voi interpreta romanțe cu vocea mea de operă. Ce voce de operă? Ia spune, ce... Vocea de operă e cea impostată, cum ați auzit, arii de operă. Pentru... O voce mai impostată. Pe când la romanțe se cântă cât mai simplu. Așa cum ți-a dat Dumnezeu vocea. Ioana Radu asta vroia. Romanța să fie cântată din suflet, cu toată inima și cu o voce cât mai neprelucrată. Asta am să încerc caldă. Să fac și asta fac. Da, o voce caldă. Și nu o să-ți fie greu? Mă gândesc că e greu. Nu. Eu, de exemplu, la un moment dat erau oameni care aveau senzația că eu la radio sau la televizor îmi schimb vocea, mă chinui, mă ceva. Nu, era, asta e vocea mea. Dintotdeauna am avut vocea asta. Dar ca principiu, atunci când cânti o arie din Verdi, nu e la fel ca și cum ai cânta, știu eu, de ce oare eu te-am cunoscut. Ai dreptate. Ai dreptate. Dar pot să cânt romanțe cu vocea... aceea, cum spuneam, mai neprelucrată, dar de faptului că romanța este prima mea iubire în ceea ce privește muzica. Și de asta te-ai apucat tu de muzică din cauza romanței. Da, și sunt foarte fericit că acum, după 26 de ani, am ocazia să fac într-adevăr ceea ce îmi place. Să scot la lumină ce e mai frumos în sufletul meu, romanța. De aceea o fac cu toată pasiunea, cu toată dăruirea. Și intuiția îmi spune, așa cum mi-a spus de multe ori intuiția, să fac un lucru că e bine, intuiția îmi spune, și hai de ce să-i zic intuiție, să-i spun Dumnezeu, îmi spune foarte clar că merg pe un drum foarte bun și voi avea foarte mare succes. E adevărat, în muzică, ca în orice alt domeniu al vieții, de fapt toată viața noastră, nu știu dacă sunt romanțe, dar sunt melodii populare care ne spun asta, roata vieții, Se învârtește. Și în muzică cred că se întâmplă lucrul ăsta, adică se învârte. Genurile sunt, acum de exemplu, este o modă foarte simpatică de altfel. În muzică sunt preluate melodii din anii 80-90, reorchestrate, sunt schimbări radicale la unele dintre ele. Am ascultat, nu știu, de exemplu, Every Breath You Take, care este cântată cu totul și cu totul altfel acum decât era cântată acum 20 de ani. Apropo de astea, există un mare cântăreț german, Max Rabe, îi spune, și el ce a făcut acum câțiva ani de zile, a avut ideea să readucă la viață muzica interbelică, muzica ușoară interbelică, germană, franceză, americană, italiană, și vreau să vă spun că a făcut niște show-uri extraordinare cu sute de mii de spectatori. Și să vă uitați pe YouTube câte milioane de vizualizări are spectacolul. Nu e ăsta care era la ProSieben la un moment dat? Posibil. E posibil. Nu? Da. Să vorbim de același individ. Da. Arată exact. Grăsuț, nu. Asta că-l confundă. Nu. Da, uite, o idee bună. Până la urmă, roata asta muzicală se învârte și genurile sunt regândite. Crezi că romanța se poate reorchestra sau trebuie să rămână...
cât de cât ne-a atinsă. Îți mulțumesc că ai adus în discuție faptul că romanța necesită o anumită orchestră, o anumită formație muzicală să te acompanieze. Din păcate, s-a pierdut și asta. Deci nu mai există nici măcar lăutarii aia care după ureche acompaniau romanța. Nu mai există, s-au pierdut și au dispărut. Cu greu, cu greu, am găsit doi colegi extraordinar de talentați, o pianistă, Sena Ducariu, și un violonist foarte talentat și el, Cătălin Floroiu, care au ascultat împreună cu mine romanțe, le-am adus la repetiții înregistrări cu Ioana Radu, cu Ileana Sărăroiu, și au ascultat cam ce înseamnă romanța, cam cum se acompaniază o romanță. Și vreau să spun, partiturile de romanțe au fost greu de găsit, cu greu am găsit prin Biblioteca Județeană câteva și alea vai de capul lor, pentru că nu au lăsat în urma lor nimic, cei care au cântat romanțe. Nici partituri, nici orchestrații, nimic. Ai zis nimic. Și tu un lucru mare acum. Mulți au cântat după ureche. Da, mulți da. Mulți au cântat și atunci, da, evident, da, că nu, da, există, da, portativul cu notele pentru romanțe. Există. Există. Sunt mari compozitori. Mă refer, uite, să-ți dau un exemplu, Dan Mizrahi. El a fost mentorul meu în ceea ce privește muzica. El m-a adus la operă. El, dar cum? M-a întâlnit la Crizantema de Aur în anul 1989, când eu am câștigat trofeul Crizantema de Aur. I-am cântat o romanță. I-a plăcut foarte mult, a venit la mine și zice, băiete, hai să facem ceva mai departe cu muzica. El, nu că nu-i plăcea romanța, dar pur și era compozitor de romanțe. El a scris Bătrânul Tei, o romanță extraordinar de cunoscută. Sau nu mai știu cât de cunoscută, o să o fac eu cunoscută din nou. Și el m-a adus la operă. Nevasta lui este mare, mare profesoară de canto. Din păcate, el a trecut în neființă, în altă lume. Și vreau să spun că există partituri scrise de el, de romanțe și orchestrate. Voi ajunge acasă la el, o ruga pe soția lui să preiau partiturile lui de romanțe orchestrate și să fac și o seară Dan Mizrahi. Deci ăsta va fi următorul proiect. Și nu numai asta, după Brașov urmează alte orașe. Vreau să merg în Constanța, în primul rând, și vedem cine își mai... Voi, vă spun, voi bate la toate ușile și voi convinge că romanța este un gen foarte, foarte frumos. Bun, de ce spunea Ioana Radu că romanța nu e dramă? Mie mi se pare totuși, și mie, deși pretind așa că am un pic de cultură muzicală fără să fi cântat cu adevărat, decât momente euforice, ca omul, știi, când te apucă. Dar totuși mi se pare ușor dramatic. Acum hai să zicem că nu e drama întruchipată, romanța. Mi se pare ușor dramatică. Te aștept pe același drum de altă dată, ca să n-ai uitat că... Nu, nu e o dramă, pentru că... Romanța nu trebuie, și ea spunea, nu faceți o dramă din romanță. Asta ce înseamnă? Să nu complici lucrurile, să le iei foarte simplu, așa cum și viața trebuie luată, foarte simplu. Sunt probleme în viață, avem necazuri, avem bucurii, dar nu trebuie să dramatizăm, nu trebuie să cădem ori în depresie, ori într-o veselie excesivă. Trebuie să avem un echilibru, asta își dorea Ioana Radu. Înțelegi? Da, acum l-am văzut pe Gică Petrescu aici în lista de mari romancieri, romanțioși. Nu mi-aduc amintea cu romanța de-a lui Gică Petrescu. A cântat absolut orice. Și uite, un cântec de petrecere pe care îl cânta Gică Petrescu foarte frumos era ăsta, Astăzi e ziua ta. Care e o romanță? Nu, nu e o romanță, dar e un gen muzical foarte apropiat de romanță. Da, asta presupuneam eu că nu e romanță. Nu, că... nu, cântec de petrecere. E un pic... Da, nu e chiar un hai să sărim, să chiuim, astăzi e ziua ta, zi frumoasă. Da, frumos, adică spune niște lucruri, sună romanță totuși. Da, da, da. Chiar dacă e un A cântat și romanțe, și Gică Petrescu a cântat romanțe. De unde vin romanțele astea? De unde vin? Care e sursa lor? Sursa lor este sufletul nostru, dar mai precis... Prin anii 1840, cam atunci se crede că a apărut romanța, poeții români își doreau foarte mult să mediatizeze creațiile lor. Și atunci, știi cum era, se întâlneau la un pahar, la o cârciumioară și discutau muzicieni, poeți, pictori,
ziariști. Și atunci, am o poezie pentru da, tine, am maestre. O poezie, maestre, ce să fac, cum să o promovez, să audă lumea de poezia mea, că nu prea... Cânt-o. Da, și atunci cânt-o. Da, și o puneau pe muzică și atunci se transmitea, cum a făcut și Mihai Eminescu. Exact. Eu pe lângă Plopii fără soț, mai am un singur dor și în felul ăsta le-au... Anton Pan a fost mare creator de romanțe și Ionel Băjescu Ardă la începutul anilor 1900, în 1905, cam atunci a creat, el a compus romanțe. Uite, vezi, în mintea mea acum se adună tot fel de întrebări, pentru că spui niște lucruri interesante și îmi dau seama că, iarăși, nu știu câta oară, de fapt, îmi dau seama că ne-am bătut joc de niște valori naționale, deci rusul, că v-ai pomenit de ruși. Viața lui fără muzică de tip romanță nu există. Așa e. Că o cântă el la băutură, că e problema rusului, nu e problema noastră. Francezii, iarăși, au niște melodii frumoase, șansonete, care sunt destul de apropiate de romanță, poate că nu știu dacă sunt chiar romanță, dar sunt apropiate. Lucruri frumoase pe care le au și astăzi. Păi, apropo, sunt localuri în Paris unde sunt numai, nu-i decât muzică de genul ăsta. Mari muzicologi români, care din păcate nu mai sunt nici ei, spuneau că francezii au șansoneta, nemții au lidul, iar românii au romanța. Ai perfectă dreptate în ceea ce ai spus. Uite, vezi că noi avem o tendință să bagatelizăm, să aruncăm la gunoi, să suntem deschiși, suntem firi deschise, suntem oameni care dorim să învățăm, să vedem mai mult, să înțelegem mai mult, dar romanța englezească nu există. Nu, nu. Dane, trebuie să ai ceva în suflet ca să cânți o romanță și nu neapărat să o cânți, cât să o scrii, să faci muzica. Adică, Apropo, romanța, de ce spuneam că vine din suflet? Romanța nu poate fi cântată pur și simplu. Trebuie să ai anumită stare și trebuie să ai un anumit har ca să poți transmite. Deci ca să poți să ai succes cu romanța, trebuie să, la ca la orice alt gen muzical, să poți să intri în legătură cu interlocutorul tău, cum ești tu acum vis-a-vis de mine, cum voi fi eu duminică. Deci vreau să intru în sufletul spectatorilor mei și să-i fac să simtă 100% ceea ce cred, ceea ce spun, ceea ce gândesc, ceea ce simt în clipa respectivă. Voi oferi multe surprize. Nu va fi un spectacol static, așa cum își imaginează toată lumea. Vine și ăsta pe scenă, stă într-un colț, trupa stă într-alt colț, pianul și vioara. Două lumini pe ei. Da, două lumini pe ei, stăm o oră jumătate și ascultăm într-una romanțe și începem să căscăm spre final. Nu va fi așa. Sau plângem. Sau... Da. Ar fi extraordinar să înceapă să plângă. Atunci înseamnă că mi-am atins obiectivul. Voi sta foarte mult printre spectatori. Una dintre surprize. Asta e cântărețul de romanțe. Da. Și cântărețul de operă poate să facă asta pentru a accentua anumite momente. Dar cântărețul de romanțe trebuie să fie foarte aproape de, de om. Să-i transmită un flux din ăsta direct. Uite, mă uitam în ce mi-a pregătit colega mea Anca despre tine. Că ești la operă din 1997. Ai numai puțin de 50 de roluri în spectacole de operă, operetă, balet, spectacole pentru copii, alături de colectivul operei din Brașov, turnee în Franța, Germania, Italia, Elveția, Danemarca, Norvegia, Austria, Spania și vine întrebarea. Da. Cum văd colegii tăi de la operă lucrul ăsta? Ceea ce vreau să fac acum? Păi nu întâmplător fac spectacolul ăsta la Opera Brașov. Puteam să aleg altă sală sau altă locație, poate... Sala Patria. Sala Patria. Ei, mi se pare, apropo, ca o paranteză, mi se pare că Sala Patria s-ar potrivi pentru un festival de romanțe. Da, ai anticipat că voi face un festival de romanțe. Deci da. Sala Patria s-ar potrivi. Da. De ce am preferat și de ce prefer Opera Brașov, sala Operei Brașov? Pentru că acolo sunt acasă, acolo sunt prietenii mei, colegii mei. Acolo am atâția ani de activitate. Și energia sălii și faptul că Opera Brașov mă sprijină în demersul meu. Colegii mei mă sprijină. Și apropo de sprijin, vreau să mulțumesc televiziunii tale, ție, doamnei Sigmirean, tuturor celor care m-au sprijinit, întregii mass media brașovene care sunt extraordinari toți.
mă sprijină, simt efectiv sprijinul lor, pentru că, într-adevăr, am nevoie de sprijin. În primul rând să ajung la brașoveni, să audă despre evenimentul ăsta, să-i conving să vină, să vadă ce se întâmplă, măcar din curiozitate. Uite, ai putea să faci un lucru, apropo de Facebook și tot de rețele de socializare, că spuneai tu, copiii, cei care acum au 30 de ani, dați copii, da? 30 de ani, cei care au poate chiar 40 de ani, dar nu, să-și trimită părinții la spectacolul ăsta. Aseară? Să le facă o surpriză de genul ăsta, pentru că până la urmă, poate ei nu vor, poate nu înțeleg deocamdată. Așa. Și poate consideră că e un gen îmbătrânit, poate consideră nu că e nu... îmbătrânit, e perfect valabil. N-am vrut să te provoc. E perfect valabil, genul. Mă gândesc ce ar spune oamenii. Da. Și ar putea să facă gestul ăsta, în primul rând, pentru oamenii mai vârstă. Spune, băi, nu ai Facebook, n-ai de unde să știi, nu te-ai uitat nici la emisiune, că nu te uiți. Era să zic unde se uită oamenii în vârstă la ora asta. Și cine le mai spală creierul, știi? Dar ar putea să întâmple lucrul ăsta și, uite, eu îți promit că dacă mă tăguiești acolo într-o postare de Facebook, eu voi da share pe pagina mea și voi invita oamenii mai în vârstă. Am mulți prieteni care să știi că nu mai sunt atât de tineri. Nu știu de ce le place de mine, dar pur și simplu eu cred că lor le-ar plăcea să meargă la un astfel de spectacol. Aseară chiar am început o campanie în sensul ăsta. Da. Efectiv, i-am rugat. N-ai cum să faci altfel. Dacă faci spectacol da. Multimedia, da. Pentru că e 2015, da. Trebuie să și da. Promovezi da. Evenimentul ca în 2015. Bineînțeles. Și efectiv, i-am rugat pe cei de pe Facebook să le spună bunicilor, părinților să vină la spectacol, să-și aducă aminte de vremurile de odinioară. Și sunt convins că vor veni și copiii ușor, ușor la aduși de către bunici, de către părinți la spectacolele mele. Nu prima oară. Deci sunt convins că prima oară... Va fi greu, ți-am zis va fi și eu. Greu, dar sunt convins că pot. Ți-am zis, fiecare om se naște cu un har. Eu sunt convins că harul ăsta, talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu, trebuie folosit, nu trebuie îngropat. Și simt, după 26 de ani de când n-am mai interpretat romanțe, simt că acum e momentul... Și n-am mai cântat romanțe deloc, cântat romanțe. Un profesional, presupun. Nu, sau n-am mai cântat. Profesionist. N-am mai cântat pentru că după 89, câștigând trofeul Crizantema de Aur, n-am mai avut acces la Crizantema de Aur, la festival, pentru că așa e regulamentul. În momentul când ai câștigat marele trofeu, nu mai e ce căuta acolo. Dar ce, nu mai poți fi invitat? Ce ba da, mai pot fi invitat. Da. Trebuie să te invite în fiecare an câștigătorul de anul trecut, da, cu 2 ani, da, cu 3 ani. Nu. Și 26 de ani am lăsat o baltă cu romanțele. Ei, și la un moment dat ți-am spus, ce să fac? Știi, viața trece și e foarte frumoasă. Și e bine să faci ceea ce îți place. Și de-aia m-am gândit. Da, uite, și eu am avut norocul ăsta și cred că doresc, sau amândoi împreună, pentru că am avut amândoi norocul ăsta, să facem ce ne place și să ne canalizăm. Eu, de exemplu, am vrut să mă fac actor. Dar, cu toată sinceritatea din lume, știi, m-a întrebat bunica mea, Dumnezeu să o țină sănătos. Zice, știi cât câștigă un actor? Zic, nu. Pe ea interesează. Și m-am interesat. Și mi-am dat seama că undeva există o discrepanță sau o mică prăpastie peste care nu pot să sar. Și atunci tot ea mi-a zis, canalizează-ți talentul ăsta dacă îți place ție atât de mult sau talentul actoricesc sau lucrurile astea pe care le ai în interior, canalizează-le în altă direcție. Nu mi-a dat prin cap în ce direcție să le canalizez, dar vezi, totuși, cum zici tu, Dumnezeu te mai ia de mână și te duce, hai pe aici, urcă-te în trenul ăsta. Și eu am dus la radio, am făcut lucrurile așa cum trebuie. Prezint evenimente, prezint tot fel de evenimente. De la unele foarte serioase la unele mai puțin serioase, mai simpatice, mai umoristice, mai cum vreți. Și acolo m-am găsit în felul ăsta drumul. Televiziune, lucruri. E foarte important să faci în viață ceea ce îți place. Să nu o faci din obligație. Că nu iese nimic. Da, să o faci din pasiune. Nu aduni decât depresii. Da, da. Dacă da, nu faci ce-ți place, aduni depresii, ți se pare că salariul nu este destul de mare, ți se pare că munca ta nu este recunoscută niciun fel numai ca și bani, ți se pare că dacă făceai altceva era mai bine și mi-arată colegul meu aici de față, așa. Semnul ăsta când mi-l arată, ce prietene...
Mulțumesc frumos, Laurent. Invităm încă o dată pe toată lumea duminică pe 22 noiembrie de la ora 18 în sala Operei Brașov. Amintiri, flori de gând, un spectacol extraordinar de romanțe românești. Și romanța se întoarce la viață cu ajutorul lui Laurent Cristian. În Brașov, subliniez, în Brașov, cel mai frumos oraș din țară și, hai, nu cred că exagerez, pentru mine, cel mai frumos oraș din lume. Și cu un pic de noroc, viitoare capitală culturală europeană, în 2021. Unde romanța deci trebuie renaște. Să cânti romanțe până în 2021. Bineînțeles. Doamnă, domnișoarelor, domnilor, nu vreau să supăr colegul așa că închei emisiunea, avea o față tristă, așa, nu știu. Sunt Anghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.